Bună dimineața tuturor, vă salutăm la prima oră și acum, din prima sursă, o să aflăm cum face moldovanul banul, doamnelor și domnilor. Valentin Nică, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! De ce ar trebui să te întrebăm pe tine, Valentine, cum face moldovanul banul? Interesant. Nu, uitați-vă. De obicei știm că moldovanul la noi tare iubește Europa. În Europa banii în afară cu ciocanul nu se fac, știi? Aha. Decât cu ciocanul. Și se întorc cu lopata. Se întorc cu lopata, nu știu. De la caz la caz. Interpretul Valentin Nică, de altfel, este foarte, foarte popular și pe rețele de socializare, mai ales pe YouTube. Ai milioane acolo. Cum da, un moldovean sunt... poate să câștige milioane pe YouTube? Asta m-am întrebat și eu. Da. La un video 15 milioane, noi suntem 3 jumate. Cred că și cei de pe Prut privesc foarte intens ceea ce produc eu și mă bucur acest lucru. Îți scriu, adică te contactează și... Da, chiar am avut și oferte la petreceri și așa mai departe. În România, peste Prut? Da, peste Prut. Așa, Iași, Vaslui. A, tot prin Moldova. Da. Deci, da. Nu chiar la București, la București acolo numai... A, de ce nu? Hai, lasă că... Se ascultă muzica peste tot, și de aia și de cealaltă. Cum în continuare, cum cauți inspirație? Inspirație o caut cei care îmi scriu textele. Aha. Eu vin doar și le achit. Am înțeles. Sunt mulți? Cu părere de rău, nu sunt atât de mulți. Așa. Îți vreau câțiva și acolo tot e problemă. Aha, problemă. Înseamnă că ai nevoie de o echipă să faci brainstorming-uri. Din păcate, la noi asta nu e atât de dezvoltat ca în România, dar încercăm să mergem înainte cu ceea ce avem. Valentin, de ce te-ai mutat în Marea Britanie? Am înțeles că nu definitiv, vii, pleci. Ce nu-ți ajunge acasă? Acasă? Atâți bani pe cât mi-aș dori, da? Așa. De fapt... Cu lopata să-i poți întoarce, da, să-i faci da, cu ciocanul? Eu sunt atât prezent acolo cât și acasă. La familia, copilul, soția, unde circulă sunt? Cu mine, tot timp. Dacă vin pe 2-3 zile foarte acasă, vin și ei cu mine. Dacă asta merg pe 2-3 zile în Marea Britanie, merg asta și ei cu mine. Bine, cum te mai descurci, Valentin, în perioada asta? Colacul de salvare pentru mine a fost Marea Britanie, mm-hmm, deoarece până la pandemie, parcă m-a împins Dumnezeu. Am o activitate acolo. Aha. Noi vorbim despre alt gen de activitate. Despre alt gen de activitate. Ceea ce ține în țară, da, eu fac doar muzică. Așa. Cu părere de rău, în acest domeniu este jale, la moment. Sperăm... Cu atâtea vizualizări? Cu atâtea vizualizări. Ce, nu te invită lumea la atâtea petreceri, la câte ai merge? Eu sau, cred sau că nici nu se organizează. Și dacă se organizează, se organizează pe acolo, undeva pe sub masă, vorba moldovanului. Mm. În diasporă, în ultimele 3 luni am avut vreo 6 concerte, fiecare concert cam 450-500 de oameni au fost prezenți, care au venit, au achitat pentru bilet. Asta în diaspora ne permite regulile ca să organizăm. Aici concerte nu prea se organizează care să fie plătite, mergem la nunți, dar nunți, din cât știm, nu doar nunți, cu metrii, zile de naștere și așa mai departe. Dar astea, în acest timp, din cât știm, nu prea se organizează. Bine că există alternativa cu Marea Britanie. Pentru mine, da. În Londra? Da, Londra. Și se organizează în Marea Britanie evenimente la care poți să mergi cu piesele tale? Da, eu merg, cânt la moldoveni. Așa? Români. Deci diaspora te ține în lanț, cum s-ar spune. Să știi că mă miră câteodată că sunt atâția moldoveni acolo. Eu mă duc când merg la petreceri, nici nu mă simt că sunt în, nu știu, am în Marea Britanie. Special în Northampton, acolo sunt foarte mulți. Acum nu doar acolo, acum oriunde, știi? În Marea Britanie, Irlanda, eu de obicei, Irlanda, Marea Britanie și Paris. Na, Franța poate, în alte regiuni. Și cum îi vezi tu pe ai noștri acolo? Mai au gând să revină acasă? Se simt fericiți acolo? Sunt mulți care vor să revină acasă, doar că eu cred că asta e la așa, știi? La mișto, cum s-ar spune. Nu cred că cineva o să le ofere salariul de acolo. Și din Marea Britanie, ceea ce cunosc eu, cineva care cât de cât îl duci cap ceva, 3.500-4.000 de lire. Acasă nu cred că e ușor să faci așa bani. Asta pentru un om de rând, hai să spunem, care își dă interes, dar care mai are ceva activități extra,
Vă dați seama. Ei bine, și acum să revenim la tine și la activitățile tale muzicale. Toate aceste, ca să spun așa, provocări din cauza pandemiei, că se organizează, nu se organizează, este noi, probabil se încheie pandemia. Tu sper. Ai, da, se încheie, sunt semnale. Tu ai deja încrederea într-un viitor luminos, de exemplu, anul acesta, crezi că o să meargă lucrurile suficient de bine încât să nu trebuiască să mergi în Marea Britanie decât invitat la o petrecere? Dacă să fiu sincer, Marea Britanie nu-i ceva ce mă ține așa. Eu am libertate financiară, pot să vin oricând acasă. Pur și simplu aștept să ridice barierele astea. Eu și în timpul pandemiei am lansat câteva produse, pur și simplu n-am ieșit cu ele la emisiuni. M-am bazat doar pe YouTube, dar astăzi am venit să prezint noua melodie. Moldovanul care... face banul. Da, da. Ai și un mesaj ascuns în cântecul ăsta? Hai că e o piesă de petrecere, e clar. Dar ai și un mesaj? Să nu încetăm să visăm. Frumos. Frumos. Tu n-ai încetat să visezi. Eu n-am încetat și cred că asta am deschide noi uși, porți, dacă vreți. Noi îți urăm mult curaj în continuare și șapca ca la britanici, ca în Peaky Blinders, am vorbit noi de serial, să ai bani mereu sub șapcă, vorba aceea. Să te audă Dumnezeu. Și te mai așteptăm la prima oră.